Sport Club Sporting Suceava a început în forță, mai ales la poarta oaspeților. Husein a declanșat valul de ratări din prima repriză, un șut de la distanță în minutul 7. Hurdubea a trimis peste transversală, iar câteva minute mai târziu a venit rândul lui Costin. Cea mai mare ocazie a băcăoanilor i-a aparținut lui Hurdubei, care a nimerit bara în minutul 28. Sporting Suceava s-a trezit ceva mai târziu, gazdele le-au dat emoții pistolarilor pe contraatac, dar Știrbu a fost pe fază. Oaspeții n-au nimerit în plasă nici cu poarta goală, a Zaharioaiei a ratat monumental. Cu 3 minute înainte de finalul primei reprize a venit și golul, autogolul. Pantea și portarul Pascal nu s-au înțeles și mingea a intrat în poartă. A doua repriză a avut același scenariu, băcăoanii au dominat, însă nu au reușit să fructifice ocaziile create. Miron a scăpat singur pe contraatac, n-a avut curaj să șuteze și a pasat prea târziu pentru Ungureanu, aflat și el în poziție favorabilă. Câteva minute mai târziu, Hurdubea a irosit o nouă ocazie, iar în prelungire a fost din nou rândul lui Miron. Sport Club Bacău Sporting Suceava, scor final 1-0 și băcăoanii sunt matematic promovați în Liga a doua, cu 3 etape înainte de finalul campionatului. Jocul de astăzi, care, din punctul meu de vedere, a fost unul dintre cel mai modest joc care l-am făcut, dar dacă reușeam să marcăm, poate că era altfel rezultat. Nu a fost un meci reușit, dar important că sunt cele 3 puncte. La un asemenea obiectiv nu contează spectacul, ci cele 3 puncte. Scorul de 1-0 a fost un scor care noi în ultimul timp ne-am obișnuit, adică am câștigat meciurile mai clar și n-am avut emoții până în ultimul minut. Am văzut că am avut un adversar care a fost extrem de incomod și de partidul specific al zonei de acolo, care toți sunt luptători ambițioși, chiar dacă pe plan valoric sau calitativ stau puțin mai prost, dar în schimb la voință și la ambiție sunt deosebiți. Etapa viitoare Sport Club stă, dar va reveni pe teren pe 24 mai în derbiul cu FCM Dorohoi, de altfel și ultimul meci al pistolarilor acasă în acest sezon și în Liga a 3-a.